Ivona, despre vinuri numai de bine, dar aș vrea tare mult să ne povestești despre evenimentele din această lume a voastră. Cui vă adresați? Cine vine? Cum a pornit povestea? De unde ai avut curajul? Toate lucrurile au venit de la sine. De când am intrat în lumea vinului, nu m-am forțat prea mult niciodată să fac lucrurile. Au venit lucrurile spre mine și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că așa a vrut el să se întâmple. Cu ce să încep? Hai cu Pluta, nu? Că tot a fost acum weekendul acesta. Și avem și niște fotografii de la eveniment. Uite, aici avem o degustătoare. Fata asta blondă vine la mine la degustări de ani de zile, din 2015. Dar și pe Răzvan, aici echipa, acolo. Aici paharele care așteptau să fie preluate. Aici în Metavers, hai cu Pluta, a fost și primul festival de vin care a avut loc și în Metavers. Gabi nu doar în trio. Da, da, da. Gabi s-a ocupat de partea asta. Este genial băiatul acesta. Tare, tare mi-s drag ideile lui. Mhm. De unde v-a venit ideea numelui? Numele. Să zic sincer, am stat foarte mult să mă gândesc la numele festivalului. Aveam pregătit tot conceptul, mapa, tot, dar nu aveam denumirea. Și am vorbit cu prietena noastră, cred, Raluca Gavrilescu. Da. Și am zis, Raluca... Chiar ne-am întâlnit cu ea sâmbătă, da. Da, exact. Și am zis, Raluca, ajută-mă, pentru că vreau să fie ceva ușor de ținut minte, știi? Să fie un naming bun și corect. Și a zis, Ivona, uite, eu îți dau niște indicații prețioase, dar am încredere în tine că tu vei găsi denumirea potrivită pentru festivalul tău și poți să faci asta și poți să-i dai tu numele, nu ai nevoie de mine. Și uite, cu aceste indicații prețioase ale Ralucăi, când mă întorceam de la mare în vara asta, cât am stat la mare, m-am gândit tot timpul, băi, să găsesc un nume, și când mă întorceam la mare, ieșisem din Vaslui, eram deja foarte aproape de Iași, a fost așa o sclipire și am zis soțului meu, uite, hai cu Pluta, ce zici? Mai bine o întreb pe Raluca. Și am întrebat-o pe Raluca și a zis, da, foarte bine, felicitări. Și uite așa a luat naștere, hai cu Pluta, denumirea. Ce-am observat la evenimentul de sâmbătă, atunci am putut eu să vin, dar voi ați avut două zile, foarte multe persoane din zona creativă, nu neapărat legate profesional de lumea vinului, ci așa, într-o formă de tangențialitate. Am avut oaspeți din toate domeniile și, da, zona creativă, IT, corporate, mi-au plăcut la nebunie oamenii care au venit, deci toți au fost unul și unul. Chiar ne uitam și mă uitam și astăzi în fotografii, că le-am primit deja și, da. Frumoși oameni. Încă le aștept și eu, să știi. Da. frumoși oameni am reușit să adunăm acolo. Sunt foarte încântată de prezența lor și onorată în același timp. Fără să dăm nume, dacă ești un iubitor de vin, pe unde poți să-ți iei niște vinuri mai grozave și dacă există în Iași magazine de unde poți să fii consiliat? Pentru că de multe ori revenim acum la întrebarea anterioară din prima parte a emisiunii, am auzit de multe ori, ia și tu un vin peste 50 de lei ca să ne asigurăm că e bun. Da, bun ăsta e foarte subiectiv, știi? Dar eu recomand în primul rând să mergem la magazinele specializate, pentru că avem în Iași și încep să fie nu doar în zona centrală, dar sunt destule, nu dau nume pentru că dar nu vreau să semnez la casier. Da, nu, dar chiar avem multe și e bine de știut. Scrieți magazin specializat Iași pe Google și vă apar acolo toate câte sunt. Și sunt oameni înăuntru care vă pot consilia, adică nu luați un vin doar pentru că el este peste 50 de lei. E important de știut.
în ce context bem vinul respectiv. Îl bem cu prietenii, îl facem cadou, cui îl facem cadou, persoana respectivă se pricepe, nu se pricepe. Dacă mergem la un... la o persoană, la un cunoscător, da, la un pasionat de vinul și noi luăm roze pentru că mie îmi place rozeul. Uhu, minunat, dar nu e ok. Adică omul ăla, dacă este pasionat și investește niște bani în vin, înseamnă că trebuie să încerci să vezi peste ceea ce îți place ție. Ok? Și la un magazin specializat putem primi cu siguranță sfaturi legate de ce vin să cumpărăm cui. Pentru că oamenii ăia sunt instruiți, da, mulți dintre ei sunt somelieri sau, în fine, au studiat pur și simplu. Nu e neapărat să fii somelier, poți să fii un foarte bun autodidact și cu siguranță veți primi sfaturile de care aveți nevoie. Ivona, și Voltaire spunea că, să fim siguri că ne înțelegem bine, haide să definim termenii. Până la urmă, ce este un somelier? Aolea! Chiar astăzi am văzut niște discuții pe rețelele de socializare legate de asta și subiectul încă se dezbate puternic la noi în țară, pentru că mulți spun nu poți fi somelier dacă nu lucrezi și, sau nu ai lucrat niciodată într-un restaurant. Totodată există persoane care lucrează în restaurante, dar cunosc doar vinurile alea cu care lucrează și se limitează doar la vinurile alea cu care lucrează. Sau eu cred că este foarte important să fii un bun autodidact. Cunosc persoane în lumea asta a vinului, le cunoaștem amândouă, care au făcut cursuri aici în Iași și au făcut niște cursuri banale acum mulți ani de zile, dar atât de mult au investit în călătorii la crame, în plecări în afara țării, în vizitat, în degustat, încât acum au ajuns la un nivel foarte mare. Deci nu mai contează faptul că ei au făcut un curs care poate nu este la... Să zicem, dacă ar fi, ne-am pune pe aceeași poziție în momentul când am terminat eu și când a terminat persoana respectivă, era o oarecare discrepanță. Dar acum, în momentul de față, dacă persoana respectivă a investit atât de mult, cu siguranță a ajuns la un nivel foarte ridicat. Da, somelierul este acea persoană care, teoretic, ori lucrează într-un restaurant și se ocupă de lista de vinuri, de achiziții, de asocierile culinare, de recomandări pentru clienți, sau poate lucra într-un wine shop totodată și se ocupe de achiziții, de vinurile din acel wine shop. Sau poate fi cum sunt eu, de exemplu, eu nu lucrez nici într-un restaurant, dar ofer consiliere restaurantelor. Chiar îmi place foarte mult acest lucru, pentru că există restaurante care investesc mult în lucrul ăsta, știi? Și chiar dacă eu nu stau acolo zi de zi, nici nu au nevoie, pentru că ei îmi dau să degust preparatele lor, da? O hotărâm o zi, două, trei, degust preparatele, degust vinurile, le fac asocierile și mai departe se descurcă foarte bine cu lucrul acesta și singuri sau le instruiesc personalul. Uite, aș vrea să-ți adresez o întrebare indiscretă, dar fără să dai brandul. Care este vinul tău preferat, Ivona? Dar să știi că nu pot să zic că am un vin preferat. Am vinuri care, alături de care am amintiri foarte frumoase și care mi-au rămas la suflet, da, vinuri, nu știu, legate de nunta mea, de momentul nașterii unui copil, de o seară petrecută cu prietenii, dar nu am un vin, doar unul. Sunt mai multe și așa cred că trebuie să fie. Lumea vinului se schimbă în continuu, de la an la an vinurile astea se schimbă, adică vinul tău preferat peste un an va fi altul, tu știi eticheta aia, dar înăuntru este cu totul și cu totul altă băutură și atunci e bine să degustăm și să fim flexibili în ceea ce privește vinul. Va suna ciudat, dar uite să spunem că există persoane care n-au avut înclinație către zona aceasta și totuși și-ar dori să înceapă o aventură de lungă durată cu vinul, să cocheteze cu acest univers. Ce
le-ai sugera? Cum să înceapă? Cum să vină spre intersecția cu lumea vinurilor? În primul rând, le recomand să participe la evenimente, la degustări, să investească, să vadă dacă într-adevăr le place și este de lungă durată. Unii fac cursurile de somelier pentru că li se pare că este foarte... Asta e chemarea lor. Sunt persoane care pur și simplu dar vor să se priceapă puțin, pentru că vorbim de un vin care se bea de obicei... Să meargă la cât mai multe degustări. Asta e tot. Pentru că ăsta e secretul. Să exersezi cât mai mult. Te-ai gândit vreodată la câte vinuri ai degustat așa din anii acești? Nu mai țin minte. Chiar. Sute? Poate chiar mii? Nu le-am numărat. Da, mii sigur. Numai când mergi la Vin Italy 3 zile și acolo e o nebunie. Este unul dintre cele mai mari târguri. Cel mai mare din Italia și unul dintre cele mai mari din Europa. Sunt mii. Mii de vinuri. Bun. Explică-ne cu degustarea, pentru că există cumva preconcepția că la degustări vine lume și bea, dar iată, am fost la evenimentul vostru și nu doar la voi, se pune foarte, foarte puțin cât să simți gustul vinului, nu mergi acolo să deguști. Exact, o degustare de vinuri nu este o băută. Este ai spus mai... chiar pe șleau. Da. Exact, este mai mult decât atât. De obicei cineva vine și ne spune povestea vinurilor respective și iarăși zic, e cultură, da? Pentru că aici vinul înseamnă cultură. Când mergem la o degustare, auzim povestea unei crame sau a unui teritoriu sau a unei etichete. Unele etichete sunt create de adevărați artiști, da? Chiar aici în Iași avem niște etichete faimoase. Desenate de un artist faimos, exact. Urmează să vină acum pe 7 la Iași, nu? Minunat. Deci, da, o degustare înseamnă multe informații pe care le putem acumula și e bine să fim atenți când mergem acolo și să degustăm și să avem degustăm cu bun simț. O mâncare bună poate fi pusă în umbră de un vin și mai bun? Sau viceversa? Da, se poate. Să știi că da. De asta e bine când e în restaurant să facem acest exercițiu, astfel încât să existe echilibru între preparat și vin. Da? Să nu se acopere unul pe altul. Aici intervine somelierul în restaurante, iar acasă, asta este, nu putem controla lucrul acesta. Știu că tu călătorești destul de mult în țară și nu numai. Care sunt diferențele ca soiuri, ca bogăție în pahar, nu știu, hai să spunem, noi care suntem în est și cei din vest sau sud? Avem soiuri care sunt specifice zonei noastre, cum ar fi zghihara de uhuș, frâncușa, grasa de cotnare, acesta este denumirea soi, aceasta e denumirea soiului. Supla grasa de cotnare. Așa. Sunt soiuri specifice acestei zone și dacă sunt vinificate corect și cu responsabilitate față de zona respectivă, față de cramă, față de oraș, față de ceea ce vrei tu să reprezinți, atunci poți obține niște rezultate extraordinare. Fiecare regiune are diferențele ei. La noi, în Moldova, noi stăm foarte bine pe albe, dar au apărut și niște roșii extraordinare și, da, numai de bine. Pentru că știi că eu sunt foarte, foarte atașată de domeniul turismului. Așa. În ce măsură evenimente de tipul celor pe care le organizezi tu sau poate organizate chiar de cramele din jurul Iașului pot aduce un plus valoare orașului, acest faimos turism enologic de care turism se tot enologic, vorbește. Da. Eu personal sunt foarte încântată de faptul că la Hai cu Pluta în weekendul acesta au venit oameni de la Piatra Neamț și de la București chiar. Am fost foarte fericită pentru că au acceptat invitația niște blogări cunoscuți în lumea vinului.
au venit oameni, nu neapărat din lumea vinului, au văzut evenimentul și au venit din curiozitate, ziceam, din Botoșani, din Suceava, din Piatra Neamț, deci există, da, există turism, se poate face. Și, care și cramele pot atrage și mai mult, bineînțeles, pentru că nu vorbim doar de un eveniment, vorbim, cramele pot face lucrul acesta constant, în mod constant. Se poate face o coaliție în sensul prietenesc? Se poate face aceasta? Orice. Din punctul meu de vedere, se poate face orice, trebuie doar să vrei. Mulți dintre ei încă nu au, nu știu dacă, zona de degustări. Probabil resursele necesare, timpul necesar, pentru că trebuie să ai mereu o persoană disponibilă care să facă asta, trebuie să ai o zonă de degustări, cred că îți trebuie oarecare logistică, dar se poate face orice. Și aș vrea atrage tot mai mulți turiști, asta și datorită ție, Dora, mulțumim. Mă fac să roșesc acum că se reflectă. Nu, dar așa este. Și cu siguranță putem profita și de în zona asta a vinului, de ceea ce ai reușit tu să faci pentru Iași. Oamenii au făcut comunitatea. Cert este faptul că, zic că trebuie să profităm de faptul că suntem exact destinația anului 2022. Eu zic că așa, cu eforturile fiecăruia dintre noi, tu cu evenimente, colegii de la crame, iată, fiind deschiși, promovând, poate și autoritățile vor pune puțin acolo în pușculiță, pentru că degeaba ești foarte bun dacă nu te cunoaște lumea. Iar într-o zonă în care suntem tributari imaginii, avem nevoie de investiții în zona aceasta pentru ca oamenii să audă și să vină la Iași, pentru că au ce să facă. Exact. Mai avem foarte puțin din emisiune, Ivona, așa. Și pentru că știu că este foarte greu să decantezi atâta cunoaștere din atâția ani acumulată, un mic îndrumar așa unei persoane aflate la începuturi, ce să facă și ce să nu facă, să se ia după trenduri, să nu se ia după trenduri, să urmărească, să citească, să meargă la degustări. Vrem așa să te facem un mentor al persoanelor care încă nu au pășit în universul acesta, dar își doresc. Repet, să meargă la degustări, să citească orice prind în mână despre vin. Există foarte multă literatură acum, dacă mergi la orice librărie, găsești foarte multe cărți despre vin și unele chiar așa se numesc, cum să deguști corect sau... Există foarte multă literatură, să citească, să meargă la degustări, să viziteze crame oriunde, în toată țara, bineînțeles și în afara țării, în funcție de bugete, poți să mergi aici lângă Iași sau poți să mergi oriunde. Da, cu pași mici poți oricum, dacă ești interesat poți să înveți foarte multe lucruri. Important e să fii acolo. Ce planuri de viitor mai ai pentru zona aceasta de iarnă? Pentru că știu de-abia e a doua lună de toamnă, dar bate puternic la ușă. Planuiesc să fac în noiembrie un curs de inițiere în arta degustării vinului, pentru că am fost foarte dezamăgită când mi-au zis proprietarii de magazine specializate că tot se caută doar dulce și demi-dulce sau foarte mult sau într-o foarte mare măsură și am zis haide să trebuie să reiau cursurile și am să fac unul rapid în noiembrie, după care pregătim a treia ediție vinificată în Iași și a doua ediție Hai cu Pluta. Trebuie să ne apucăm de anul acesta pentru anul viitor. Îți mulțumim tare mult, Ivona, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim pentru ce faci pentru iubitorii de adevăr, nu? Pentru că in vino veritas. Iar dumneavoastră, domnilor și domnilor, vă urez să, știu, savurați cât mai multă poezie îmbuteliată, pentru că nu e așa, până la urmă, vinul este foarte, foarte puternic amprentat de zona lirică și de zona frumoasă a vieții. Până data viitoare, gânduri bune!